Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Cadrele medicale de la Spitalul Județean Focșani au fost premiate ieri pentru dăruirea de care au dat dovadă în lupta cu pandemia. Festivitatea a avut loc la Teatrul Focșani. La finalul evenimentului, medicii și asistenții au fost colindați de artiștii din Focșani. Se încheie încă un an deosebit de greu pentru cadrele medicale din România. Al doilea an pe baricadele unui război contra unui virus nemilos. În semn de mulțumire pentru istovitoarele ore de muncă, conducerea Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani a organizat ieri la Teatrul din Municipiu o festivitate de mulțumire și totodată de premiere a celor care zi și noapte veghează la căpătăiul bolnavilor. Am zis că e momentul măcar pentru o oră și jumătate să ne întâlnim aici cu toții și să putem să ne bucurăm și altfel față de cum am făcut până acum. În sensul că ne-am gândit ca să putem să apreciem munca dumneavoastră într-un fel sau altul simbolic măcar. În sensul că cei care au fost implicați în mod direct în pandemie, să putem să îi onorăm și să putem să îi felicităm într-un anumit mod și bineînțeles că până la sfârșitul discuției noastre să putem să îi onorăm pe toți colegii noștri și să putem să le dăruim un simbol pentru munca pe care au desfășurat-o. Prezenți la eveniment au fost și primarul Misă Ilă și vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea Ionel cel Mare, care au primit câte o plachetă onorifică pentru sprijinul acordat în toată această perioadă celei mai mari unități spitalicești din Vrancea. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul, atât din partea mea cât din partea tuturor focșanenilor și vrâncenilor, pentru eroismul de care ați dat dovadă în această perioadă. Vă felicit! Ați fost și veți fi eroi din linia întâi în această pandemie. Și am avut o inițiativă care, din păcate, s-a finalizat prost, pentru că avem oameni care gândesc cu altceva decât cu inima și cu mintea. Am fi propus de ziua dumneavoastră a cadrelor medicale să vă oferim un mic simbol de recunoștință din partea focșanenilor pentru tot ceea ce ați făcut în această perioadă de grea încercare. Deși Spitalul Județean Sfântul Pantelimon din Focșani nu se află nici în subordinea primăriei Consiliului Local și nici în subordinea Consiliului Județean, ci este unicul spital județean din țară care se regăsește în subordinea Ministerului Sănătății, după cum bine știți. Mi-aș fi dorit să vă putem sprijini și mai mult, dar legislația ne-a mai pus uneori piedici. Dar cu ce am putut am ajutat, nu în aceeași măsură cu cât ne-ați ajutat dumneavoastră pe noi, pe semenii noștri, atunci când au venit ca la un Dumnezeu la dumneavoastră. Domnul director spunea că noi, cei din Consiliul Județean, am făcut multe pentru Spitalul Județean. Nu cred că am făcut foarte multe, atât cât ați fi avut dumneavoastră nevoie și nu numai dumneavoastră, ci întregul județ Vrancea, cetățenii județului Vrancea. Chiar dacă Spitalul Județean Sfântul Pantelimon nu este în subordinea Consiliului Județean, ci în subordinea Ministerului Sănătății, noi ne-am gândit că pentru vrânceni, pentru o sănătate mai bună a lor și pentru un confort mai bun al dumneavoastră, al celor care lucrați în domeniul medical, să ne străduim și să implementăm câteva proiecte care să vă facă munca mai ușoară și condițiile de supraveghere a bolnavilor să fie cât mai bune. Premiera cadrelor medicale a debutat cu cei de la terapie intensivă. Pentru început aș invita reprezentanții sau echipa din terapie intensivă să vină alături de mine. Doamna doctor Cuzuleanu este, vă rog să fiți lângă mine. Doctorul Cătălin Chiriacu. N-a ajuns încă? Este acolo. Prezent. Vă rog, veniți lângă mine și Corina, șefa asistentă, șefă de terapie intensivă. Știu că doamna doctora Ignătoare, șefa secției de terapie intensivă, nu este astăzi. Dumneavoastră este plecată de câteva zile, probleme personale. De aceea am discutat aseară cu dumneavoastră și am zis că așa este cel mai bine ca echipa de terapie intensivă să fie alături de noi și să putem să-i aplaudăm și să-i mulțumim de astăzi. În vitrina secției dumnealor vor avea această plachetă de excelență unde o acordăm, chiar secției se acordă echipei medicale din cadrul secției de terapie intensivă pentru profesionalismul, implicare, departamentul de care a dat dovadă în lupta împotriva pandemiei 19.
Mulțumesc frumos pentru implicare, mulțumesc frumos pentru ajutor. Eu aș spune așa că secția de ATI, dacă îmi permiteți, reprezintă anticamera deznădejdii, dar mai ales a speranței, cum a spus și domnul manager, că în terapie s-au întâmplat și multe minuni, dumneavoastră știți mai bine. Și ca să fiu așa și în spiritul sărbătorilor și religios, tot în secția de ATI, cred că este locul în care este cel mai prezent suflul divin, alături de toată priceperea dumneavoastră a medicilor, a asistenților medicali, a furnicuțelor, adică a infirmierelor, brancardierilor, psihologilor. În finalul activităților, artiștii locali le-au cântat colinde cadrelor medicale. Sute de beneficiari ai serviciilor sociale au primit astăzi cadouri din partea Consiliului Județean Vrancea, darurile fiind oferite în cadrul acțiunii Magia Crăciunului. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, în numele meu personal și al tuturor beneficiarilor de servicii sociale din subordinea de GSPC Vrancea, vă mulțumim pentru toate darurile alese pe care le oferiți astăzi. În opinia mea, Magia Crăciunului înseamnă bucuria unui copil și zâmbetul lui sau lacrima de fericire a unui bătrân. Astăzi, dumneavoastră, prin aceste daruri superbe, veți aduce zâmbetul și bucuria unui număr de 600 de beneficiari de servicii sociale care vor trăi din plin această magie a Crăciunului. Pentru că vă pasă, pentru că ne sunteți mereu alături și pentru că noi simțim toate aceste sentimente, vă dorim și noi la rândul nostru sărbători binecuvântate, pace, împlinire, înțelepciune, puterea de a dărui și de a face cât mai mulți oameni fericiți, iar pruncul Iisus să vă ocrotească și să vă binecuvânteze cu toată dragostea sa. Mulțumesc foarte mult! Permiteți-mi și mie să urez tuturor celor care vor primi aceste daruri un sincer la mulți ani, un Crăciun fericit, de Crăciun fi mai bun. Și da, chiar eu personal, în calitate de președinte al Consiliului Județean Vrancea, mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest lucru, în special Consiliului Județean Vrancea. Și prin aceste măsuri, cred că demonstrăm că putem fi mai buni, că trebuie să avem grijă de cei care, ce să vezi, totuși, Doamne, Doamne, nu i-a ajutat atât cât ar fi trebuit, dar cu rugăciunea și cu speranța la mai bine, sunt convins că prin astfel de gesturi putem fi o clipă, o secundă, o zi alături de ei. Încă o dată la mulți ani, să vă fie de folos și Vrancea are nevoie de sprijin.
Vrancea are oameni inimoși, iar doamna director, mult, mult succes în activitatea pe care o faceți și să ne vedem cu bine și în 2022. Mulțumesc foarte mult! Iată că dacă acum câteva zile am premiat Consiliul Județean Vrancea prin președintele Consiliului și tot aparatul a premiat olimpicii atât la științele exacte cât și la sport, iată că astăzi a venit rândul celor care au mai multă nevoie de premiere și de căldură din partea noastră ca toți ceilalți. Și eu am aceleași gânduri față de acești copii care sunt în custodia dumneavoastră. Le doresc din toată inima multă sănătate, succes în viață, să dea Dumnezeu să îi ocrotească pe tot parcursul vieții lor. Vă urez multă sănătate dumneavoastră, doamna director, și întregului personal din Direcția de Protecție a Copilului și mulțumesc, așa cum spunea și domnul președinte, aparatului Consiliului Județean Vrancea, că și în acest an s-a ocupat și s-a preocupat ca în preajma Sfintelor Sărbători acești copii să aibă pe masa lor tot ceea ce le trebuie și nu numai, obiecte de care au nevoie pe întregul parcurs al anului. La mulți ani, multă sănătate, să vă dea Dumnezeu tuturor și mai ales lor, celor care au mai multă nevoie decât toți ceilalți. Mulțumim și mulți ani fericiți! Grupuri de colindători de la Moicănești au vestit astăzi nașterea domnului la Administrația Finanțelor Publice Vrancea. Moș Crăciun, care a fost prezent la eveniment, i-a răsplătit pe cei mici cu darul. Finanțiștii vrânceni au primit astăzi colindători. Copiii au vestit nașterea Mântuitorului, au recitat poezii și au cântat melodii specifice acestei perioade. Au fost răsplătiți cu ropote de aplauze de către angajații instituției. Moș Crăciun a aflat și el de acest eveniment și a fost prezent. Le-a oferit micuților daruri din sacul său plin. Mă bucur că acești copii, prin prisma copilăriei lor și a bucuriei primirii sărbătorilor de Crăciun, ne-au transmis o parte din emoțiile pe care le au prin acest eveniment. Le mulțumesc că au putut să vină să ne colinde anul acesta. Îi mulțumesc domnului primar Răzvan Pascu că a dat curs invitației noastre. Astfel, copiii de la Școala de Educație Inclusivă din Măicănești și cei de la Școala Generală, tot de acolo, au, așa cum ați văzut, au oferit din bogăția lor copilărească câteva colinde care ne-au încântat și auzul și inimile de bucurie. Am văzut că a venit Moș Crăciun, le-a dat cadouri. Ca în timp de pandemie, dar s-a descurcat. Domnule director, vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Vă doresc sănătate multă, sărbători fericite.
În perioada 20 decembrie 2021-7 ianuarie 2022 se desfășoară la nivel național campania de prevenire a dispariților de minori intitulată Sărbătorile se petrec în familie. Tu știi unde este copilul tău? În Focșani, polițiștii au împărțit pliante și au stat de vorbă cu părinții și copiii întâlniți în orășelul copilor. Disparițiile de minori sunt un subiect care generează o emoție puternică în rândul comunității de mare impact, atenția fiind concentrată în jurul ipostazelor victimale în care se pot regăsi minorii. Plecările sunt în legătură strânsă cu sfera emoțională, neînțelegeri cu părinții, interdicții, nevoia de a atrage atenția, respectiv relațiile amoroase. La nivelul Poliției Române se desfășoară activități cu scopul de creștere a gradului de conștientizare cu privire la riscurile asociate plecărilor voluntare din familie și centrele de protecție. Prin campaniile și activitățile desfășurate, polițiștii urmăresc responsabilizarea părinților sau tutorilor legali asupra obligației de a ocroti minorii sub toate aspectele. Ieri, 20 decembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a lansat această campanie printr-o activitate de informare a minorilor și adulților prezenți în Târgul de Crăciun, în Orășelul Copiilor și zona patinoarului din municipiul Focșani. Copiii și părinții întâlniți au primit de la polițiști pliante cu sfaturi pentru a fi în siguranță în perioada sărbătorilor de iarnă, la colindat și informații despre utilizarea materialelor pirotehnice. În aceste zile, gospodarii sacrifică porcii pentru a prepara bucatele de Crăciun. Având în vedere faptul că în anii trecuți au fost situații în care mai mulți cetățeni au suferit arsuri în urma unor incendii izbucnite din cauza folosirii necorespunzătoare a fumătorilor și a buteliilor, pompierii vin cu un set de recomandări. În tradiția populară, ziua de 20 decembrie este cunoscută și sub numele de Ignatul Porcului, când mulți români, mai ales din mediul rural, conform unei vechi tradiții, sacrifică porcul pentru masa de Crăciun și celelalte sărbători care urmează până la Sfântul Ion. Așadar, mulți cetățeni desfășoară în gospodării o serie de activități pentru pregătirea preparatelor din carne, sacrificarea animalelor sau afumarea preparatelor. În anii trecuți, mai mulți vrânceni au avut de suferit de pe urma unor incendii izbucnite din cauza afumătorilor sau a folosirii incorecte a buteliilor și a arzătoarelor. Pentru a nu ajunge în astfel de situații, pompierii vrânceni vin cu o serie de recomandări. La sacrificarea porcului, locul ales pentru pârlirea acestuia trebuie să fie la o distanță de siguranță față de construcții sau depozite de furaje. În cazul utilizării buteliilor cu GPL, se interzice încălzirea ori folosirea acestora în poziție culcată, răsturnată sau înclinată. De asemenea, se interzice folosirea buteliilor lovite sau deformate, fără regulator de presiune, cu furtuni care prezintă crăpături sau lărgiri la capete. Nu trebuie folosită flacără pentru verificarea etanșeității buteliei, a garniturilor sau a furtunului, ori a conductei de gaz. Verificarea buteliei trebuie făcută doar cu emulsie de apă cu săpun. În apropierea locului în care se desfășoară activitățile, trebuie asigurate mijloacele de primă intervenție, recipiente cu apă, stingătoare, etc. În cazul afumătorilor, acestea trebuie construite din zidării de cărămidă și materiale incombustibile, trebuie amplasate la distanțe de siguranță față de restul construcțiilor și trebuie supravegheată pe toată perioada funcționării. Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coș sau neridicarea zidăriei coșurilor deasupra acoperișului, ori lăsarea deschisă a ușițelor de curățare. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă, caspă, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între minus 8 și minus 6 grade, iar cele maxime între minus 1 și 1 grad Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor aceasta de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!